Superstar mi-a confirmat că sunt făcută pentru scenă. Chiar dacă nu am mai fost la niciun concurs, chiar dacă nu știam în ce intru. Mi-a dat ca un fel de boost, așa, să intru în lumea asta a muzicii și să cunosc atât de multe chestii și să văd ce înseamnă, de fapt, muncă, pentru că e foarte multă muncă. Etapa trecută pentru mine a fost o provocare foarte mare, pentru că, fiind o fire așa nebună, nu credeam că o să găsesc controlul pe care l-am găsit cu echipierii mei, să zic așa. A trebuit să demonstrez un pic și din nebunia mea când am sărit efectiv pe scenă. Nici nu vreți să știți cum arată genunchii mei, mulțumesc, Domnule Sfânt. Ideea este că noroc că am rochie. Dar n-are nimic, e chiar foarte bine. A fost momentul meu, ce-ai drept. Dacă trec mai departe, nici nu știu ce aș putea să mai fac. Adică o să mă apuc să fac roata sau podul din picioare. Nu știu sincer ce o să mai treacă prin cap. Oh my God, abia aștept. Abia aștept, mi-e frică, mi-e sete, mi-e cald, mi-e tot ce vrei. Mi-e și frică în același timp, toate la un loc. Dar știu că o să fie bine, orice ar fi. Mi-ar plăcea ca Superstarul să fie... Da. Un artist în care să credem toți patru și să credă și oamenii. Eu asta mi-am impus de când am venit la show-ul ăsta. Uitându-mă și la ce s-a întâmplat în alte țări cu idolul, da, ca și format. Chiar au dat staruri care au lansat piese și au prins. Adică eu vă mărturisesc că stau aici și mă uit și zic, bă, da, chiar caut pe cineva, da? Da, da, da. Romina. Romina, că tot vorbeam de caut pe cineva, da. Hello! Haide, mă, hai! Hai că aici simt că ne distrăm. Hai, Doamne, te rog! Și pare că se distrează, așa e. Deci voi vedeți cu câtă degajare cântă Janis Joplin? Superbă. Da. S-au ridicat toți în picioare.
Bă, ești nebun la cap. Bă, fata asta are 16 ani. Da. Cum să cânți? Deci cum să cânți? Cum să cânți așa? Așa. Janis Joplin. Da. Deci nu ceva așa, trei surcele. Janis Joplin. Wow. Putem pleca acasă. Bă, bă, e fantastic. Eu am rămas șocat. Este... O, dresează piese. Îmi place Maxim, siguranță. Dresoare de piese. Asta e cuvântul. Dresoare de cântece. Băi, siguranța cu ce te ocupi? Cu care cântă. Da. Îți pare wow. Chiar dacă știu că n-a fost perfect, publicul, publicul a fost totul pentru mine. Am simțit-o, frate! Am simțit pe mine. Am țipat, am făcut ce am vrut, n-am mai putut. Deci am fost acolo. M-am dus la fiecare, frate, nu puteam. Deci m-am simțit prea bine. Da, mă, ea cântă cu organismul. Da, mă, așa e, așa e. Ea cântă cu, cu tot corpul. Cântă cu tot corpul, da. Asta, da. Iasă pe gură. Da, cântă cu tot corpul. Asta e o calitate foarte rară. Da, da. Să cânti cu limbajul trupului, să te ajute și la voce, nu să compensezi. Exact, să te ajute la voce. Nu să compensezi. Exact, nu dansezi, nu dansezi da, să cânti ca să pare ok. Nu, dansezi. Să distragi atenția. Ea dansează pentru, ea se mișcă pentru a cânta, mă. A ridicat jur în picioare, a fost ok. Băi, când trebuie să plec acasă? Uite de aici! Mă bucur că i-am ridicat în picioare de când am auzit, nu știu exact cât, nu știu, doar am, nici măcar n-am putut să mă uit la ei, am fost cu publicul, eu eram cu publicul. Sper să fie totul bine, a fost totul atât de frumos și atât de, nu știu, m-am simțit foarte bine aici și nu vreau să plec. Bună seara! Ce faci, Romina? Bună seara! Bombă mică! Uf! Și stelară! Copil atomic! Așa ți-am zis! Mulțumesc! Romina, cum te-ai simțit tu pe scenă? Ca și cum aș fi la concertul meu. În largul tău, exact! Deși n-am fost vreodată la vreun concert, adică e primul concurs, e ceva nou pentru mine. Dar e extraordinar! E tu câți ani ai că am uitat, Romina? 16 ani. Vai, viață! Am mâncat toate concursurile. Tu n-ai înghițit primul concurs. Primul concurs. În general. Da, adică am fost la mate. A fost la mate, mă, la concurs. Mate-info. Asta e. Mate-info. De altă parte, este foarte, foarte important dimensionat că oamenii care reușesc ceea ce ai reușit tu, muzical, printre altele, da. Adică fără să vină profesorul să spună, da. Să dea bice, e un pic altceva acolo și asta ține de intenții, dorință și cap. Anume cap, nu inimă. Cap, intenție și dorință. Romina, ești beton și ne vedem în o semifinale. Și eu. Bravo, fundația bună. Da. Bravo. Mulțumesc foarte mult. Voiam să mai zic ceva, da, nu-ți mai zic. Vrei să zic? Romina, ai avut cel mai bun moment din seara asta, să știi. Da, bravo. Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări. Scări. Bravo. Mulțumesc. Atenție. Atent. Ca întotdeauna. Asemenea și ție. Sunt foarte fericită pentru că mi-au spus că a fost cel mai frumos moment din seara aceasta. M-am simțit foarte specială și... A fost un sentiment foarte frumos, nici nu știu ce să mai spun, încerc să vorbesc coerent. Eu cred că ea e foarte deșteaptă. Mi-a plăcut mult cum vorbește. Mult. Eu credeam că e o zăpăcită, nebună, mamă. Așa pare pe scenă. Da. Dar mi-a plăcut mult. Rog, Mina!